În această seară vrem să medităm pentru câteva clipe la Isaia, capitolul 65. Am văzut dimineață strigătul lui Isaia din partea poporului Dumnezeu, care de fapt a început din capitolul 63. Practic este o tematică prin toată cartea Isaia, în care poporul se află în această rătăcire sau serie de rătăciri, suferă consecințele rătăcirii și din nou și din nou Isaia, pe de o parte, vine și mustră poporul din partea lui Dumnezeu, dar pe de altă parte strigă către Dumnezeu, mijlocește pentru popor și Dumnezeu răspunde. Dumnezeu vine cu un răspuns la aceste rugăciuni. Într-un sens, Isaia 63 cu 64 și apoi ceea ce urmează în această seară, Isaia 65, este un dialog între Dumnezeu și Isaia, între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu prin Isaia strigă către Dumnezeu și apoi Dumnezeu răspunde către poporul său. Și suntem deosebit de curioși să vedem care este răspunsul, da? Rețineți, dimineață ne-am închipuit acele momente când citim o carte sau ne uităm la un film foarte palpitant și ajungem spre final și oare cum se va încheia? Oare mai există scăpare pentru personajul principal? Și ne aflăm spre final și vedem acest ultim strigăt, această chemare de ajutor din partea lui Isaia către Dumnezeu și cu mare anticipare vrem să știm care este răspunsul, cum va răspunde Dumnezeu față de această chemare, pentru că ne aflăm și noi într-o situație similară, într-o disperare similară și vrem și noi să strigăm către Dumnezeu ca și indivizi, ca și biserică și vrem să știm cum va răspunde Dumnezeu. Va fi un răspuns pozitiv sau un răspuns negativ? Am văzut dimineață că întrebarea principală care o lansează Isaia este aceasta: mai este oare mântuire pentru noi? Mai există oare posibilitatea de a fi scăpați de această suferință? Sau, datorită păcatului nostru, această suferință care acum este temporară și acum este parțială, va deveni cumplită și veșnică? Și ne așteaptă nimic altceva decât o veșnicie de durere și de suferință. Și acum, în capitolul 65, vedem răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește poporului prin Isaia și dă răspuns la această rugăciune. Și dacă ne uităm la primele versete, primele trei versete nu par foarte pozitive. Dumnezeu pare să fie extrem de supărat cu poporul său. Vedem în primele trei versete o condamnare a poporului Dumnezeu. Dumnezeu nu pare să fie într-o dispoziție foarte bună față de poporul său. Îl vedem pe Dumnezeu indignat împotriva poporului său pentru comportamentul lor, pentru viețile lor. Vedem un popor, ne spune Dumnezeu, care nu este interesat de Dumnezeu. Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Este o ironie subtilă, pentru că vom vedea imediat ceea ce spune Dumnezeu că este soarta celor care nu sunt interesați de El. Vom vedea imediat ce spune Dumnezeu că este soarta celor care nu îl caută pe El. Spune că ei sunt un popor care nu caută pe Dumnezeu. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Îl vedem pe Dumnezeu portretizat aici cu mâinile larg întinse, deschise, toată ziua spre un popor răzvrătit. Imaginea este absolut tristă. Dumnezeu stă cu mâinile larg deschise, cu brațele larg deschise, așteaptă poporul său și poporul și-a întors spatele și merge în direcția opusă. Ce trist, ce tablou absolut cumplit a unei relații frânte între Dumnezeu și poporul său. Dar poporul, în loc să vină spre Dumnezeu, ne spune Dumnezeu că umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Ne ducem cu gândul la Apostolul Pavel, care ne spune că Dumnezeu, pe cei care înăbușe adevărul în mintea lor, cunoștința lui Dumnezeu, îi lasă
îi lasă după gândurile lor, după mintea lor blestemată. Și vedem că poporul ajunge în acest hal, încât Dumnezeu spune, dar nu vreți ca să vă întoarceți spre mine? Atunci mergeți pe această cale. Și am văzut această indignare a lui Dumnezeu din nou și din nou și din nou. Un popor care umblă pe o cale rea și păcătoasă, care umblă după gândurile lui și nu după revelația lui Dumnezeu. Și nu doar că acest popor este indiferent față de Dumnezeu, dar îl sfidează, îl sfidează și îl mânie, îl aprind la mânie prin idolatria, prin idolatria lor. Nu este suficient pentru ei doar ca să ignore pe Dumnezeu, doar ca să nu fie într-o relație cu Dumnezeu, dar ei caută să fie într-o relație cu alți Dumnezei. Și ba mai mult, am văzut în capitolele anterioare că aceste relații de curvie spirituală care o întrețineau poporul Israel, nu se rușinau de ele. Mergeau pe vârfuri de munți, mergeau unde puteau să fie văzuți și făceau lucrurile acestea. Și Dumnezeu privea la poporul său, la aleșii săi, la mireasa lui, care întreținea relații intime de închinare cu altcineva și o făcea sub nasul lui, cum s-ar spune. Sfidau autoritatea lui, sfidau legământul care l-au luat cu el. Și vedem că Dumnezeu din nou îi acuză. Un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădin și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri. Un popor idolatru, un popor care a rupt legământul care l-are cu Dumnezeu, că el va fi Dumnezeul lor. Că Domnul Dumnezeul nostru este unul singur și doar lui trebuie să ne închinăm. Aceasta era rugăciunea care trebuia să o repete evreul în fiecare zi, când se trezea, când ieșea din casă, când venea acasă, el trebuia tot timpul să-și amintească, avem un singur Dumnezeu și doar lui avem voie să ne închinăm. Și poporul acesta, nu doar că se închina altor Dumnezei, dar o făcea într-un mod public și sfidând autoritatea lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu sfida legea lui Dumnezeu și separarea care o cerea Dumnezeu față de culturile și practicile și religiile păgâne. Ni se spune, mâncând carne de porc și având în strachin bucate necurate. Și spune, acum, mare lucru, cum mâncau și ei o ceafă de porc. Chiar așa de mare problemă e asta. Problema este nu ceafa de porc, problema este că Dumnezeu le-a dat un set de legi cu o intenție de a-i separa de celelalte popoare. Dumnezeu a zis, voi veți fi diferiți. Veți fi diferiți în cum vă îmbrăcați, veți fi diferiți în cum vorbiți, veți fi diferiți în cum vă închinați, veți fi diferiți inclusiv în cum mâncați. Că atunci când un străin vine în mijlocul vostru, să se vadă o distinție clară între poporul lui Dumnezeu și restul popoarelor. Și oamenii aceștia au zis, ei, eu înțeleg că noi trebuie să fim un popor sfânt și un popor ales. Dar acum, ne-ar place și noi să fim ca și restul. Ne-ar place și noi să mâncăm ca și restul. Ne-ar place și noi să trăim ca și restul. Și exact asta făcea un popor care sfida legea lui Dumnezeu, care era menită să-i pună deoparte, să-i protejeze și avea și beneficii pământești. Da? Tăierea împrejur, de exemplu, s-a dovedit acum în modernitate că este motivul pentru care poporul evreu și cei de etnie evreiască, femeile din această națiune, suferă cu mult mai puțin de cancer cervical. Pentru că, pe vremuri, da, acum noi bărbații, nu vreau să fiu indiscret, dar facem duș în fiecare zi și facem peste tot. Pe vremuri nu era așa. Și ca atare, tot felul de infecții și de probleme se întâmplau care erau prevenite de tăierea împrejur. Lipsa de anumite alimentație care este mai puțin curată, de exemplu, carne de porc și alte feluri de alimentație, aveau și un rol de protecție sanitară sau legile despre faptul că trebuia să mergi în afara cetății, să faci o groapă și să-ți faci treburile acolo și să astupi. Înainte ca cineva să știe despre bolile și microbii transmiși prin așa ceva. Toate legile date de Dumnezeu aveau ca scop protecția și punerea deoparte a poporului său. Erau legi spre beneficiul lor și spre protecția lor și ei sfidau aceste legi. Și ziceau, noi nu vrem să fim
poporul tău pus deoparte, sfințit. Noi vrem să fim ca și restul. Și îl sfidau pe Dumnezeu încălcând legile lui, se închinau la alți Dumnezei, la idoli și făceau toate lucrurile acestea, chiar în văzul tuturor nu le era rușine de așa ceva. Mai mult, acest popor care, deși era pângărit, deși era necurat, avea pretenția să se considere sfânt. Dumnezeu spune, și care totuși zice, după ce a făcut toate lucrurile acestea, după ce s-a închinat la idol, după ce a încălcat poruncile lui Dumnezeu, după ce a trăit ca și restul popoarelor, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt, căci sunt pus deoparte, căci sunt al lui Dumnezeu. Am încălcat legea lui Dumnezeu, am încălcat tot ceea ce Dumnezeu a rânduit ca să ne pună deoparte, am încălcat relația sfântă care am avut-o cu Dumnezeu, dar când lumea interacționează cu noi, spune, hei, ai grijă, eu sunt pocăit. Ai grijă, eu sunt diferit decât tine. Păi cum ești diferit? Vorbești ca mine, muncești ca mine, minți ca mine, furi ca mine, le faci toate ca mine. Cum ești diferit? Nu, stai un pic. Nu-i chiar așa. Eu sunt pocăit, eu sunt un sfânt, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, eu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Câtă ipocrizie! Să vrei să fii ca și toată lumea și apoi să ai și pretenția că ești diferit. Să vrei ca să te delimitezi de Dumnezeu și de poruncile Lui și de legea Lui și apoi să vrei să spui că ești sfânt, că ești a Lui. O asemenea fățărnicie este insuportabilă pentru Dumnezeu. Dumnezeu spune, asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Este deranjat, este iritat Dumnezeu și nu poate să sufere această sfidare din partea poporului său. Pare că răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea care i-a pus-o Isaia, mai putem noi fi mântuiți? Mai există speranță? Pare că răspunsul nu va fi un răspuns favorabil. Dumnezeu spune, iată ce am hotărât în mine. Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Dumnezeu nu poate trece cu vederea nelegiuirea și păcatul poporului și spune că îi va pedepsi pentru toate păcatele lor. Fiecare sfidare, fiecare act de idolatrie, fiecare încălcare a legii lui, poporul va trebui să sufere pentru ele. Atunci când, după ce vedem această introducere, citim mai încolo, în versetele 8, versetele 12, că totuși există din partea lui Dumnezeu un plan de răscumpărare a unei rămășițe, este cu atât mai surprinzător. Cum se poate ca în mijlocul acestei furii, acestei mânii împotriva unui popor care merită pedeapsa lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu să zică, am să răscumpăr o rămășiță? Vedem în versetele 8 la 12 că Dumnezeu este hotărât ca prin această pedeapsă extrem de aspră, o pedeapsă care vizează atât păcatele lor, cât păcatele părinților lor, adică toată lipsa de respect, toată sfidarea poporului ales, va fi pedepsită. Această pedeapsă extrem de aspră nu este menită de Dumnezeu să îi distrugă poporul, ci să îl curețe. El nu vrea ca să distrugă acest popor, ci prin pedeapsă să curețe acest popor de ceea ce nu este cu adevărat poporul său. De ceea ce nu este credincios lui. Vedem că poporul acesta, care la ora actuală, atunci când te uitai la el, era un singur popor, un monolit, se împarte în două categorii. Ni se spune că va scoate Dumnezeu, voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda, un moștenitor al munților mei. Aleșii mei vor stăpâni țara. O rămășiță, Dumnezeu va tăia până la buturugă, până la mai rămâne numai puțin. Și de acolo se va naște ceva nou. Va fi doar o sămânță. De altă parte, vedem că sunt cei care sunt lepădați. Sunt cei care vor suferi mânia lui Dumnezeu și cei care vor fi omorâți și cei care nu vor mai face parte din poporul lui Dumnezeu. Ba mai mult, acest popor, ni se spune, va avea un nou nume.
pentru că va fi un nou popor. Toți cei care nu sunt cu adevărat din poporul lui Dumnezeu vor fi dați afară, vor fi lepădați prin mânia lui Dumnezeu. Dar pe voi, spune Dumnezeu, pe voi care părăsiți Domnul, pe Domnul, pe voi am să vă lepăd, pe voi am să vă dau la o parte, pe voi am să vă distrug. Vedem că Dumnezeu nu este motivat doar de mânia lui dreaptă, ci și de dragostea sa pentru poporul său. Priviți ce spune. Așa vorbește Domnul. După cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice, nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el. Tot așa și eu voi face la fel, din dragoste pentru robii mei, ca să nu nimicesc totul. Dumnezeu privește la poporul său și spune, poporul acesta este putred. Poporul acesta este păcătos. Poporul acesta este idolatru, dar totuși mai există ceva, undeva, puțin. Un pic de zeamă, un pic de sevă, un pic de viață. Și pentru acea viață, pentru acei robi ai mei, pentru acei aleși care i-am acolo, nu voi nimici totul. Ci voi revărsa pedeapsa mea, nu se distrug, ci să curăț. Să dau la o parte tot ceea ce este păcătos. Să dau la o parte tot ceea ce a părăsit pe Dumnezeu. Înțelegem că soarta noastră depinde de cum ne poziționăm față de Dumnezeu și față de poporul său. Răspunsul la întrebarea mai există pentru noi mântuire depinde dacă ne vom smeri și dacă ne vom pocăi și dacă vom căuta fața Domnului, atunci Domnul se va apropia de noi. Atunci dragostea lui Dumnezeu este viitorul nostru. Dar dacă continuăm în răzvrătirea noastră, dacă vom uita în continuare de Dumnezeu, dacă ne vom depărta de acest Dumnezeu care stă cu mâinile deschise și dacă ne vom adeveri ca și nu fiind de fapt din poporul lui Dumnezeu, atunci pedeapsa și mânia și judecata este soarta noastră și nu există nicio scăpare. Priviți viitorul care îl pregătește și îl promite Dumnezeu pentru poporul său, în contrast cu cei care nu se pocăiesc. Și cei care nu se pocăiesc sunt cei care se dovedesc ca și nefăcând parte din poporul său. Chiar dacă la nivel de suprafață, la nivel exterior, la nivel aparent, au făcut parte din popor, au fost născuți evrei, au fost crescuți evrei, au fost tăiați împrejur, au practicat toate ritualurile, dacă nu se pocăiesc cu adevărat, ei nu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este la fel de adevărat și pentru noi. Faptul că ne-am născut în familie de credincioși sau ne-am convertit la un moment dat, am luat botezul, am intrat într-o biserică locală, am mers în fiecare duminică la biserică, nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu dacă nu există pocăință adevărată. Doar dacă ne poziționăm cu credință și pocăință față de Dumnezeul nostru, beneficiem de mântuirea viitoare. Dacă nu, soarta noastră este mânie, judecată și pedeapsă. Priviți acest viitor extraordinar, pregătit și promis, în contrast cu suferința care îi așteaptă pe cei care nu se pocăiesc. Iată că robii mei vor mânca, iar voi veți fi flămânzi. Iată că robii mei vor bea, iar vouă vă va fi sete. Iată că robii mei se vor bucura și voi vă veți rușina. Iată că robii mei vor cânta de veselie, de vesele ce le va fi inima, dar voi veți striga de durerea pe care o veți avea în suflet și vă veți boci de mâhnit ce vă va fi duhul. Vedem două viitoare total diferite. Poporul lui Dumnezeu, care are hrană, care are băutură, care are bucurie în inimă, care are veselie, și cei care nu s-au pocăit, cei care au rămas în idolatria lor, cei care au rămas în răzvrătirea lor, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, au știut cine este, au știut legea lui, au știut poruncile lui, au auzit chemarea lui la pocăință, dar nu s-au smerit, nu s-au pocăit și n-au îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu. Pe ei îi așteaptă opusul. Nu mâncare, ci vor flămânzi. Nu băutură, ci sete. Nu bucurie, ci rușine. Nu veselie, ci durere. Vedem această promisiune a unui viitor escatologic, o mântuire finală veșnică.
Un viitor în care toate problemele noastre care ne apasă astăzi vor fi rezolvate. Unde vom fi mântuiți din lumea aceasta și strămutați într-o nouă lume. Unde moartea nu ne mai poate atinge. Unde păcatul nu mai are vreun efect asupra noastră. Vedem că acesta este viitorul care ne așteaptă pe noi, cei care facem parte cu adevărat din poporul lui Dumnezeu. Un viitor, ne spune Dumnezeu, în care suferința va fi uitată. Nu doar că nu va mai fi prezentă, ci nu ne vom mai gândi la ea. Nu vom mai avea amintiri despre suferințele prin care am trecut aici și acum. Vechile suferințe, ni se spune, vor fi uitate. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Versetul 19 ne spune, nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. O lume în care suferința va dispărea. O lume în care lucrurile care acum ne apasă, care acum ne chinuie, nici măcar nu vor mai fi o memorie pentru noi. Unde și când va fi acest viitor promis? Pentru că asta ne dorim. Vrem ca Dumnezeu să ne salveze. Vrem ca Dumnezeu să ne mântuie din suferința în care ne aflăm. Versetul 17 ne spune în felul următor. Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Și ni se spune că acolo ne vom bucura, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie. Avem unde și avem când. Adică pe un cer nou, sub un cer nou și pe un pământ nou și în veșnicie. Vedem că acolo și atunci poporul lui Dumnezeu în nou Ierusalim se află într-o veselie și poporul este într-o bucurie constantă. Înțelegem că atunci și acolo, adică când vine sfârșitul, când vine escatonul, când vine apocalipsa, împlinirea vremurilor de pe urmă, când vine veșnicia, atunci va fi un cer nou și un pământ nou. Atunci va fi un nou Ierusalim. Și atunci, ne spune Dumnezeu, nu va mai fi suferință, ba mai mult, nu va mai fi moarte. Nu vor mai fi în el, spune Dumnezeu, nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Mă, sunt două variante la a interpreta textul acesta. Dacă îl interpretăm în mod literal, adică va fi moarte, pentru că aparent pare să spună că va fi moarte, doar că moartea va fi după foarte multă vreme. Lumea va trăi până la 100 de ani și apoi unii dintre ei vor muri și pentru că au murit vor fi considerați blestemați. Asta ar fi o interpretare literală. Problema cu această interpretare este că nu acordă cu cerul nou și cu pământul nou, adică cu veșnicia, unde știm că nu există moarte. Noi nu vom mai putea muri după ce vom fi înviați la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos și vom primi trupuri glorificate. A doua interpretare este una metaforică. Adică Dumnezeu nu vrea să spună că va fi moarte, ci vrea ca să ne spună într-un limbaj metaforic că nu va fi moarte, dar gândindu-mă de acum până atunci, acum dacă cineva moare la 60 de ani, 70 de ani, mi se pare normal. Atunci, dacă ar fi să moară, nu că s-ar putea, ar fi considerat un blestem, pentru că moartea nu va mai exista. Adică, trebuie să înțelegem de fapt că nu va fi moarte. Ideea este că dacă ar muri cineva la 100 de ani, ar fi considerat tânăr. Și dacă ar muri, ar fi considerat blestemat. Nu că vor muri oameni pe noul pământ sub noul cer. Că poți muri în veșnicie. Și având în vedere, cum am zis, contextul în care vedem un viitor escatologic pe un pământ nou, sub un cer nou, având în vedere că toată cartea este într-un limbaj profetic și metaforic și având în vedere că pasajul este unul escatologic și atunci când privim pasaje escatologice, ele au o tendință mai mare metaforică, mi se pare total normal să înțelegem că înțelesul nu este că în cer va fi moarte,
ci că în cer nu va fi moarte și că dacă ar fi, ar fi un lucru așa de straniu încât nu ți-ai putea închipui. Ca tare, înțelegem că atunci și acolo, adică în veșnicie, în noul Ierusalim, pe noul pământ, rodul rănilor Mântuitorului, mergem cu gândul înapoi în Isaia și vedem că din nou și din nou a fost prezentat Mântuitorul care trebuia să vină. Vedem vestea care spune că printr-o fecioară se va naște un copil, că numele lui va fi Emanuel. Vedem apoi în Isaia 53 suferințele lui și rănile lui și ni se spune că va fi un rod, un rezultat. Și aici vedem că atunci când vine veșnicia, rodul va fi complet, va fi realizat. Tot ceea ce El a plătit, toți cei care i-a răscumpărat vor fi acolo și toate beneficiile vor fi a lor. Nu va mai fi suferință, nu va fi moarte, nu va mai fi sărăcie, nu va mai fi absolut nimic din ceea ce îi apasă astăzi, pentru că toate aceste lucruri pentru care Mântuitorul a plătit vor fi realizate atunci și acolo. Va fi o împlinire existențială completă. În sfârșit vom fi ceea ce ar trebui să fim. În sfârșit vom exista în parametrii în care am fost creați să existăm. Și această existență, spune Dumnezeu, va fi completă nu doar din punct de vedere spiritual, nu doar că vom avea relația corespunzătoare cu Dumnezeu, dar și fizic. În sfârșit, pentru prima dată în viața noastră, fizic, în lucrurile uzuale, vom fi așa cum ar trebui ca să fim. Priviți la versetul 21 la 23, cum se descrie existența noastră în noul paradis. Vor zidi case și le vor locui, vor se divi și vor mânca rodul lor. Acum, că chiar vom zidi casele, acum nu știu, dacă vom ajunge în ceruri și Dumnezeu va spune, uite, aici este parcela ta, uite, aici niște cărămizi și pune-te și zidește, nu știu dacă așa va fi. Ideea este că ceea ce acum ne macină, da, să ne facem o locuință, să ne plantăm o vie, să avem hrană, toate lucrurile acestea vor fi cum ar trebui să fie, fără stres, fără dureri de cap, fără sudoare, fără transpirație, fără nervi, pur și simplu vom fi. Pur și simplu vom avea, pur și simplu vom fi cum era Adam în grădina Edenului. Uite grădina, bucură-te de ea. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Spune, frate, noi facem așa, noi facem case pentru noi. Așa au zis toți și după aia au murit și le-au lăsat la alții. Asta nu se va mai întâmpla, că ajungi în cer și Domnul îți dă cheia de la casa ta din cer, este a ta pe veșnicie. Nu te scoate nimeni afară dacă nu-ți plătești taxele. Nu ai stresul ăla în spate, dar toți avem stresul ăsta. S-ar putea să pierd ceam, s-ar putea să-mi pierd locuința, s-ar putea să-mi pierd mașina, s-ar putea să fiu dat afară din apartament, s-ar putea să-mi pierd jobul și să nu-mi permit chiria. Vom fi în siguranță, vom fi într-o împlinire existențială completă. Nu vor se divii pentru ca altul să mănânce rodul. Că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba. Toți facem asta. Asta este o descriere excelentă a vieții noastre. Ne trezim în fiecare dimineață, ne punem ceasul să sune, mergem la lucru, 8 ore, 12 ore, 16 ore câteodată, weekenduri, da? Ziua Domnului câteodată, degeaba. Pentru că ce duci cu tine? Nimic. Cât intră în sicriul ăla și la ce îți ajută? Nimic, da? Toată munca ta, toată strofocarea ta, toată transpirația ta este pe degeaba. Pentru că la finalul alergării, la finalul acumulării, la finalul construirii, zidirii, proiectelor, vine moartea. Și toate rămân altora. Ca atare sunt degeaba, nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Nu doar spiritual vom fi pe culme, ci din toate punctele de vedere va fi apogeul existenței umane. Din toate punctele de vedere. Acolo nu ne vom mai plictisi. Acolo nu vom fi obosiți. Acolo nimic nu va fi degeaba. Totul va avea un sens și un scop. Totul va fi spre gloria lui Dumnezeu și spre bucuria noastră. Fiecare moment va fi trăit la maxim. Nu-ți poți închipui cum este o asemenea existență. Să trezești și să nu te doară niciodată
nimic. Și să nu obosești. Și să nu-ți fie frică de ceva. Și să nu-ți fie frică că vei muri. Să nu-ți fie frică că poți pierde ceea ce ai. Să nu te apese păcatul tău și vinovăția ta. Să fii pur și simplu ceea ce ai fost creat de Dumnezeu să fii. Ce minunată zi va fi! Nu ne putem închipui, dar acesta este viitorul promis și câștigat de Mântuitorul nostru. În concluzie, rețineți că capitolul 64 începe cu Isaia care cheamă și strigă spre Dumnezeu. Și Isaia strigă și vrea ca Dumnezeu să se îndure de popor și să răspundă poporului. Isaia vrea ca Dumnezeu să dea un răspuns în așa fel încât să despice cerul și să vină în mijlocul poporului. Ca poporul să se simtă în siguranță. Da, sunt dușmanii care ne atacă, da, este inima noastră păcătoasă, dar dacă Dumnezeu ar fi în mijlocul nostru, toate acestea s-ar topi și am fi în siguranță. Și capitolul 65 se încheie în felul următor. Versul 24 și 25. Înainte ca să mă cheme, zice Dumnezeu, le voi răspunde. Și înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Ce hiperbolă minunată! Un răspuns complet la rugăciunea lui Isaia. Și un răspuns final. Vine o vreme, într-un loc, în care nici măcar nu va mai trebui să chemăm către Dumnezeu, pentru că El va fi răspuns deja. Pentru că El va fi în mijlocul nostru. Pentru că rugăciunea ca cerul să se despice și El să vină să locuiască în mijlocul nostru va fi împlinit. Nu doar că va despica cerul, îl va face să ardă și îl va reînnoi. Și nu doar că va pogorâ pe acest pământ, ci pământul și cu tot ce este pe el va arde și va fi un nou pământ, în mijlocul căruia va locui Dumnezeul nostru și cu poporul său ales. Ca atare vine o vreme în care nu vom mai tânji după răspunsul lui Dumnezeu, nu vom mai aștepta după intervenția lui Dumnezeu, pentru că El va fi acolo. Și El ne-a dat deja răspunsul. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i sprăvească vorba, îi voi asculta. Și numai atât, dar ni se spune că această existență finală este una sigură. Nimic nu mai poate atenta la acest paradis. Versul 25. Lupul și mielul vor paște împreună. Leul va mânca paie și boul și șarpele se vor hrăni cu țărână. Niciun rău și nicio vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt. Nici o daună, nici un atac, nici un dușman. Pentru că Dumnezeu va fi acolo. Rugăciunea lui Isaia este ascultată dincolo de așteptările lui. Dincolo de ce își poate imagina Isaia. Isaia cere o intervenție acum și aici. Doamne, despică cerul și hai aici. Nu vezi dușmanii? Nu vezi starea poporului? Doamne, un pic, ocupă-te de noi. Și Dumnezeu răspunde, nu doar aici și acum, ci atunci și acolo și pentru veșnicie voi fi cu voi. Dumnezeu va fi cu poporul său. Nu va mai fi departe, nu va mai trebui să așteptăm să ne răspundă. Nu-i așa că este greu să te rogi an după an după an? Doamne, când vei pogorâ în viața mea? Când vei interveni în viața mea? Doamne, vezi durerile, vezi problemele. Cum va fi ca întotdeauna să fii acolo? Cum va fi ca niciodată să nu-ți mai lipsească prezența lui? Nu va mai fi niciodată departe de poporul său. Poporul nu va mai fi în suferință și nu va mai fi posibilitatea ca ceva să strice acest viitor desăvârșit pregătit de Dumnezeu. Ne punem din nou întrebarea. Mai există posibilitate de mântuire pentru poporul lui Dumnezeu? Se va mai îndura Dumnezeu de poporul său? Răspunsul este da. Cu desăvârșire, da. Și dovada acestui fapt o avem înaintea ochilor noștri în această seară. O avem în elementele cinei care ne arată că cea mai mare minune care a făcut-o Dumnezeu, prin care nu doar că ne-a adeverit că El este Dumnezeu, dar și că El este Cel care răscumpără un popor și care ne mântuie de păcatele noastre, este întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Întruparea promisă încă din cartea Isaia. Și pătimirea promisă încă din cartea Isaia. Viitorul acesta, final, este ancorat în această jertfă care o celebrăm în această seară. Iar noi
Putem să avem toată speranța, toată certitudinea, pentru că ne punem toată nădejdea în El, într-un Dumnezeu adevărat și adeverit. Și în această seară mărturisim că El s-a adeverit ca și fiind adevăratul Dumnezeu și răscumpărătorul nostru prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.